Stimați colegi, eu am să fiu succint cu privire la e-grădinițe, tot au fost mai multe speculații ultima perioadă. Vreau să vă anunț că începând cu septembrie, toate cererile de înscriere la grădiniță au loc doar online. De multe ori am fost sfătuit să renunțăm la acest sistem pentru că vorba noastră nică nu o să primească. Eu vreau să anunț toată lumea și inclusiv Direcția Generală Educației și directorii de grădinițe că noi nu vom renunța la sistemul respectiv și nu este doar un moft. Vom merge mai departe pe implementarea lui pentru că este un pas în eliminarea birocrației și corupției la înscriere în grădinițe. Vreau să rog părinții să fie puțin mai răbdători pentru că anul ăsta va fi un an de tranziție de la registrele pe hârtie la registrele online și în perioada când s-au transferat datele de pe un registru în online, s-ar fi putut să fie anumite scăpări. Pentru a elimina aceste scăpări, în ultimele două săptămâni au fost instruiți toți directorii de grădinițe și rugămintea către părinții să fie mai atenți când completează cererile de înscriere online, pentru că uneori se scapă și informația este incompletă, să verifice e-mail-urile, pentru că săptămâna trecută și săptămâna asta vor fi solicitări pe e-mail pentru a prezenta datele complete pentru a fi înscrise în grădinițe și dacă la început se prevedea ca doar înscrierea să fie făcută în grădinițe, a fost dezvoltat și modulul de transfer. Deci părinții care vor să-și transfere copiii la alte grădinițe, la fel o pot face online, aplicând sau completând cererea online și după asta se poate vedea locurile libere unde în districtul în care vor ei să-și înscrie copilul. Fiecare grădiniță este obligată să publice numărul locurilor libere, astfel încât iarăși și prin transfer să eliminăm birocrația și corupția. Și aici, la acest capitol deocamdată atât și am să revin ulterior cu clarificare. Mulțumesc! Dar acum deja funcționează sistemul, fiindcă știu că erau probleme la capitolul funcționării. Sistemul funcționează, el este acum perfect funcțional, au fost anumite neclarități în ce privește cu oamenii care, părinții care și-au înscris copiii în registre pe hârtie sau online, nu au primit e-mail-urile de confirmare. Începând cu săptămâna trecută, toți părinții au început să primească e-mail-urile de confirmare, astfel încât sistemul să devină funcțional. Sunt anumite scăpări la nivel de excepții, unde nu s-au introdus date complete și atunci direcția împreună cu primăria intervine pentru a clarifica anumite situații. La fel sunt anumite neclarități ce ține de transfer. A fost elaborat ghidul părintelui și rugămintea este să fie citită atent ghidul părintelui și rubrica întrebări frecvente. Deci la completare trebuie doar să fim mai atenți ce completăm și unde completăm. Mulțumesc!